Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la noua ediție a emisiunii Radiografia Zilei. Astăzi vom discuta despre o temă sau despre un subiect legat de partea culturală și partea artistică. Și a fost cumva prezentată această emisiune, sau cel puțin așa am gândit-o, legată de un eveniment care se organizează la un interval de timp mai mare în Constanța, adică în Institutul de Cultură din Constanța. Este vorba de un concert duopianistic, adică concert interpretat la două piane. A fost organizat în cadrul unui eveniment cultural la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța și am intenționat să discutăm despre acest eveniment cultural pentru că se întâmplă foarte rar. Cel puțin eu am participat în Constanța pentru prima dată la un concert în care au evoluat două piane, adică două pianiste concertiste interpretând la două piane. Și pentru această temă și pentru acest subiect am invitat-o pe una dintre doamnele care au evoluat în cadrul acestui concert. Este vorba de Andreea Bratu. Andreea este și profesor, de fapt este lector universitar, dar are o bogată activitate artistică. A urmat diferite stagii de pregătire în țară și în străinătate și a evoluat pe mai multe scene din întreaga lume. O să ne vorbească despre cariera, dar și despre perspectivele artei interpretative din România, despre modul în care tinerii se pot integra aici, tineri artiști, evident, și despre, să spunem așa, posibilitățile noastre în România, despre modul în care ar trebui, de fapt, să regândim toată această dimensiune a artei și a culturii, de ce nu? Bună ziua, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea și sunteți prezentă. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. O onoare să fiu printre dumneavoastră și să mă adresez ascultătorilor și publicului Și pentru cortățean noi și este o neamurean. onoare, este o onoare din două motive. Un prim motiv ar fi acela că am putut să discutăm direct cu una dintre pianistele implicate în cadrul acestui, în organizarea acestui eveniment. Știu că v-ați implicat în mod direct în organizarea evenimentului și evenimentul în sine este un eveniment aparte față de, spuneam, restul evenimentelor culturale programate, de fapt, în Instituția de Cultură Constanțene. De ce are loc așa de rar un concert la două piane? În primul rând, aș vrea să menționez și, de fapt, să punctez faptul că, fără proiectul Colegiului Național de Arte Regina Maria, în special al doamnei profesoare Mitrică Doina, care a conceput acest proiect ce vine să aniverseze centenarul românesc și se va extinde pe o perioadă mai lungă și are în vedere cooperarea dintre evenimentele și momentele artistice organizate și susținute de cadrele didactice ale colegiului, împreună cu alți artiști din afara instituției. Și Da. concertul Bolero pentru două piane nu ar fi avut loc. De aceea, fiind parte integrantă a unui proiect al colegiului, eu m-am simțit onorată pentru invitația primită de a concepe acest spectacol și alături de invitata mea, doamna Verona Maier, profesor doctor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București și prorector al acestei instituții, o binecunoscută pianistă de muzică de cameră din România, am adus publicului un repertoriu mai puțin cunoscut și abordat în Constanța și datorită faptului că nu avem acces la o bază materială pentru a prezenta acest tip de concert în mod curent. Adică ce ar însemna o bază materială, să spunem așa, o logistică pentru a organiza în mod curent, la intervale de timp, știu, de 2 luni sau de o lună jumătate, 3 luni, un asemenea Gândiți-vă că concert? avem nevoie de două piane de concert. Două piane de concert în Constanța nu există. Nu există nici măcar unul. Și aici când mă refer la piane de concert, vorbesc din prisma profesionistului, pentru că una este să vedem o carcasă de pian Da. care are o anumită vechime, Da. care este, din punctul de vedere al performanței
spune muzicale, da? Instrumentale, muzicale, da? un instrument bun de clasat Da. și care se află în continuare pe o scenă, din nefericire, inclusiv pe scenele care au mai rămas în Constanța, inclusiv în cadrul Teatrului Național de Operă și Balet Olef Danovski. Și alta este să știm că avem un pian standard, nu ne referim la mărci de referință, nu, deci nu avem în vedere... Adică mărcile de top, da, renumite, nu, de fapt, ne lume. Gândim doar la un pian standard, la un pian care, cu care să ne putem mândri și pentru care să putem primi vizitele unor importanți artiști din străinătate. De ce așa de greu să fie achiziționate două piane de concert? Sau unul? Măcar sau unu. Trei? Sau patru? Da. Nu știu pentru să o vă comunitate spun. Nu știu să vă spun, pentru că totuși precum cea Constanțeană, Constanța, după părerea mea, este a treia sau a patra conglomerare al urbană patrulea din oraș, România. Al treilea oraș, cred că din România, la da? Gimnașiale. Și la prestanța și la nevoile culturale pe care o astfel de oraș, o astfel de municipalitate le și de dorește, comunitate, evident. Da, ar trebui să aibă în vedere achiziționarea și unui acest instrument. Trebuie ce să valoare ne are gândim, un pian de... Vă rog, continuați, trebuie să continuați. Ne gândim că nu este vorba numai despre concerte de pian aici. În Am momentul înțeles. În care avem Evoluția un pian, și în cadrul diferitelor... În momentul în care avem un pian într-o instituție, acesta generează o serie de alte evenimente conexe legate de muzică și nu neapărat numai muzică pură. Poate să pot fi și proiecte în conexiune cu teatru, cu da. Arta plastică Sigur, cu sau arta cu plastică, coreografia, sigur, adică coreografia, spectacole sigur că da. sincretice, care să Adică aducă... este, are o multifuncționalitate un pian, să spunem standard. Ce înseamnă pian standard, de exemplu? Pian Unde se standard... încadrează el? Ce preț are? De unde poate fi achiziționat? Sau cine poate... Știu că și România a produs piane, dar vreau să vorbim un pic de ceea ce înseamnă pianul standard. Pianul standard înseamnă un pian în deplină posibilitate de funcționare. Adică conform standardelor tehnice, da? Conform standardelor tehnice, în primul rând. Da. Un pian care să fie special ales pentru capacitatea sălii da. În care stă. Și iarăși aici e o altă abordare, multă lume și e legat și de acustica sălii, de da, dimensiunile da, sălii, bineînțeles, e de legat cât public vine și audiază. Da, da? Și un alt aspect important este că lumea se gândește că poate asculta un pian și în aer liber. Nu poate asculta un pian în De aer ce liber, nu merge? Ascultă o sonorizare A, în o aer. Sonorizare, am înțeles. Este cu da. Tot aceea, pentru că pianul a fost conceput ca instrument pentru sălile de concert, sălile de recital în mijlocul secolului al XIX-lea de către vestitul pianist Franz Liszt, care s-a gândit să scoată muzica din salonul aristocratic da. Și să-l aducă publicul societății burgheze. Să spunem, unui da. Public avizat de aceea și pianul culturalizat. Întotdeauna va răsuna într-o sală de concert, concerte. Într-o sală închisă. Iar modalitatea, acustica și toate sunt potențate de modul în care alegem instrumentul, de calitatea lui și de dimensiunea, dimensionarea la capacitatea sălii. Am înțeles. Un pian, să spunem, standard, este devansat de un pian, să spunem, din clasele acelea de top, da? Nu știu, puteți să dați, dacă vreți, două, trei mărci, dacă dăm cel puțin da. Trei mărci, nu suntem acuzați de... Și care ar fi diferențele între un pian standard și un pian de top, să spunem așa? Știți cum e în străinătate? În Germania, orice Länder, orice localitate, orice comună care are o capelă unde da. Se adună lumea să ascultă muzică, are un pian Steinway. Da, Steinway. De concert. De concert. Dar... Care înseamnă, să spunem așa, comparativ cu, nu știu, cu mărcile auto. Cu mărcile auto ar fi un fel de BMW. Un fel de BMW, da? Da. În comparație cu ce standard? Adică standard ar fi un Renault, da? Da. Da. Dar noi nu ne permitem acest standard german. Ne dorim ca măcar să avem și noi un pian în stare de funcționare, nou, dacă se poate. Și
cu care să putem concepe evenimente și proiecte muzicale. Și care ar fi echivalența unui Lamborghini sau unei mașini, să spunem? Vorbim deja de pianele care nu se mai fabrică în serie, care au deja și o contribuție manuală. Sunt câteva, au mai rămas câteva fabrici în Europa. Vorba de Bösendorf, vorba de Bechstein și alte, August Förster. Piane de tradiție personalizate în sensul, adică legate și de sala în care vor concerta și nu de numai, este vorba de calitate. De calitate, de am calitatea lemnului. Și a lucrului și pentru lucrurile, instrumentul înțeles. Respectiv, pentru individual, pentru modelul respectiv și pentru exemplarul, numărul de pian livrat. Am înțeles. Dar aici sunt alte pretenții, alte prețuri, alte... Nu... Care ar fi diferențele între un pian standard și un pian de top? Valorii vorbind, este, financiar. Da, se comensurează la fidelitatea, rafinamentul timbrului, la fiabilitatea utilizării și la faptul că sunetul pătrunde până la cele mai mici și imperceptibile nuanțe până în ultimul rând. Am înțeles, am înțeles. Și valoarea de piață a unui astfel de pian, să spunem... Să spunem ca unui pian standard de concert pentru o filarmonică poate ajunge între 80.000, 100.000 de euro, să zicem. Da. După care celelalte pretenții standarde ajung până la 200.000, adică dublu. Probabil, nu știu să vă spun exact, nu sunt distribuitor de piane, dar îmi imaginez că acolo s-ar situa. Știu că și România s-a fabricat piane până prin anii 90. Cum erau pianele acelea? Ați avut ocazia să... Da, am avut ocazia să cântăm, adevărul. Cum ați evalua un pian? În copilărie era chiar o bătălie. În momentul în care ne duceam să studiem la liceu, să căutăm pianele românești, pianinele românești, de fapt. De ce? Pentru că aveau claviatura cu clapa mai dură și puteam noi să ne formăm o tehnică mult mai ușor. Nu era din... Deci nu le căutam din considerente artistice, ci le căutam pur și simplu să ne antrenăm considerentele muscular. Practice. Da, am înțeles. Dar aceasta era singura calitate a pianelor românești, din păcate. Faptul că erau temeinic construite, că aveau o durabilitate și o stabilitate în timp mare, pentru că rafinamentul puteam face doar pe pianele cumpărate din străinătate. Străine. Înțeleg că acea fabrică de la Reghin a fost cumpărată de o firmă italiană și ulterior pianele erau aici în prima fază montate și după aceea plecau pentru... A reprezenta alte firme. Da, și oricum, asta după anii 90. Erau prelucrate acolo, într-o anumită măsură, din punct de vedere al acusticii, al sunetului. Ce-i drept, întotdeauna s-a apreciat la instrumentele românești calitatea lemnului și a materialelor folosite. Lemnul de ce este important în ecuația asta? Lemnul este important pentru că intră în construcția plăcii de rezonanță și a carcasei și din acest punct de vedere dă o sonoritate specifică, specială, unică fiecărui tip de instrument în parte, pentru că mecanica întotdeauna a fost de proveniență germană, bine, pe sistemul englezesc, da. Dar care vine și se instalează perfect într-o carcasă. Ce care... interesant, toate elementele acestea tehnice, da, pe care noi nu le conștientizăm atunci când audiem un concert. Stăm așa, vedem, da, o doamnă sau un domn care interpretează un pianist concertist, sunetul care ne place, dar în rest nu știm absolut nimic, toate particularitățile și toată istoria aceea tehnică prin care este produs acel instrument. Și în afara unui pian avem nevoie și de un acordor. Sigur, și de un acordor. Clar. Și aici înțeleg că e o problemă în România, pentru că în România mai există foarte, foarte puțini acordori. Da. Da, și e o profesie în sine, profesia de acordor, care presupune foarte multe elemente, da? Da, este o meserie specială, nu toată lumea o poate aborda. În primul rând îți trebuie un uz extraordinar pentru pentru a regla aceste între... piane și pentru a înțelege cunoștințe temeinice în ceea ce privește construcția pianelor, probabil o informare permanentă asupra noilor metode de acordaj și de relaționare cu instrumentul.
Și, bineînțeles, popularizarea și instruirea acestor oameni, care, din păcate, se duc unul câte unul, nu-i mai avem printre noi. De ce tinerii nu vor să mai învețe această profesie? Că totuși eu presupun că va fi nevoie încă o lungă perioadă de timp, dacă încolo, de acordori pentru piană. Eu cred că din necunoștință de cauză, pentru că este o meserie foarte căutată în mediul artistic românesc, și nu numai, și ei pot avea o carieră de succes, bogată în satisfacții, dacă urmează această... Foarte interesant. Nici această particularitate nu o știam. Adică, bine, nu ne gândim atunci când vedem un pian la care se cântă, că trebuie, de fapt, și un acordor. Cineva foarte... adică nevăzut, care vine și... Tragedia, însă, în momentul acesta în Constanța, este că nu mai avem niciun... specialist în acest domeniu. Dacă nu există piane capabile să fie introduse într-un concert, înseamnă că nici acordorii nu sunt interesați să se formeze la Constanța. Probabil că trebuie aduși de undeva, din București. Noi pentru a pregăti aceste piane pe care le-am folosit și pe care Colegiul Național de Arte Regina Maria ni le-a pus la dispoziție, vorbim aici despre pianele de scenă ale colegiului, piane de dimensiunea mezzacoda. Ca să vă faceți o idee, acestea se produc de o fabrică, în general, pentru sălile de studiu. Pentru școlile de muzică, universități sau noi le colegii, ținem pe scenă, pentru că nu avem altă posibilitate, dar nu sunt pentru scenă. Am văzut și la universitate un pian care are acum, mă rog, are rezidența, să spunem, în Aula Magna. Un pian foarte frumos. Da, un pian Petrov, da, de origine cehă. Da. Elegant. Un pian bun, un pian cu o reputație, firma foarte bună. Este, de fapt, construit după modelul Steinway. Am înțeles. Dar și acela este un pian de mici dimensiuni. Am înțeles. Cea mai mare dimensiune a pianului, cum este clasificată în termenii tehnici ai muzicii? Pianele de concert sunt acelea care intră într-o sală de concert, adică se adresează unui număr de locuri și atunci și dimensiunea lor este adaptată la această capacitate a sălii. În general, un pian de concert ajunge între, ca lungime, 1,80 m, 2 metri ca dimensiuni. Foarte interesant. Nu știam nimic din toate aceste amănunte, să spunem așa, legate de culisele, să spunem așa, unui concert interpretat la pian, pentru că noi, repet, suntem obișnuiți doar să audiem. Știu că ați avut o carieră foarte interesantă, am citit CV-ul. De unde pasiunea pentru pian și când a început? Pasiunea pentru pian cred că a existat în familia mea, pentru că cineva din familie bunica, a fost muzician? Bunica mea a cochetat o perioadă cu muzica, a și achiziționat o pianină germană de renume la vremea respectivă și eu m-am născut cu un pian în casă. Părinții mei nu s-au ocupat cu muzica. Aceeași cale a urmat-o și sora mea, care în acest moment și ea este artistă, este cântăreață de operă în Italia. Foarte frumos, și, felicitări! Am început să improvizez. Să înțeleg că proveniți într-o familie cu o mare deschidere spre artă, spre muzică. O mare deschidere spre domenii inedite, ca inedite, să spun așa, pentru că modul în care mi-a direcționat mie formarea profesională a contat enorm și cred că nu ar face oricare dintre părinți și o să și vă explic de ce. Da, vă rog. Eu m-am născut într-o casă cu o pianină, am început să improvizez de mică, ale mele piese. Da. Părinții au văzut această înclinație și mi-au adus un profesor de pian, în jurul vârstei de 7 ani, un domn în vârstă care nu mă încuraja absolut deloc prin modul rigid, pedant, să studiez pianul, dar eram mult prea captivată de instrument în sine. Și ulterior, în următorul an, am intrat la școala de muzică din Galați, pentru că eu m-am născut în Galați. Acolo nu exista o școală de muzică, existau totuși niște grupe de artă, pentru că s-au desființat. Era unul dintre primele 3 licee ale anilor 70 de muzică. Gândiți-vă că
În acest oraș au plecat și s-au format mari artiști români, Ștefan și Valentin Gheorghiu. Da. Este orașul de baștină al lui Radu Lupu Radu Lupu, da. și a pianistului Dan Atanasiu, iarăși emigrat în Canada. Deci au plecat de acolo niște muzicieni acum 40-50 de ani în urmă. S-a distrus această bază de Da. formare, liceul de arte și de muzică din Galați. Și au existat aceste grupe de artă pe care le-am frecventat câțiva ani. După care, la opțiunea părinților și la indicația profesorilor, beneficiind și de schimbările de regim, pentru că anii 90 pe mine m-au surprins undeva în momentul în care mă pregăteam pentru liceu. Da. Am avut posibilitatea de a alege o carieră muzicală, pentru că știți cât de pragmatic priveau lucrurile oamenii la vremea aceea. Da, Ce o să adică faci ce o să dacă vei faci cu studia muzica? pianul Da, da. sau cum va fi în momentul în care te vei prezenta la o facultate la admitere, unde sunt câte 10 pe loc. Așa erau la teatru, așa erau Da, la știu, muzică, știu. așa erau În epocă știu că la mai era multe, o concurență da, mare. pentru că existau foarte puține locuri. Ei bine, venind această deschidere a Da. vremurilor, ca să spun, Post 90 da, vorbiți, da. Post post-90, 90, da. am avut speranța că pot urma acest vis, această idee de a deveni, de a mă forma în continuare ca pianist, ca artist. Și am susținut admiterea la Liceul Dinu Lipati din București, Da. prima școală de muzică din Din București, și din cred că țară, din cred că România, din da. Cred că din țară, România, da. la Asta care vreau să spun. am intrat pe primul loc. Foarte frumos, Părinții mei felicitări. s-au simțit, mă rog, în datoria lor, pentru că nu pot lăsa un copil de 13 ani singur în București, să se relocheze în Da, București și și-au să venit lase după absolut dumneavoastră. tot ce aveau În în Galați. Galați, situații materiale, probabil posibilități de evoluție mai spectaculoase decât le-ar fi oferit un Da. alt loc și au luat-o de la capăt într-un oraș numai pentru a ne susține pe mine și pe sora mea. Și pot spune că a fost o bună alegere pentru că imediat după aceea am intrat la Universitatea Națională de Muzică din Din București, București, da. Fosta unde am George lucrat, Ionescu, fostul fostul conservator. conservator Ciprian Ciprian Părumbescu. Părbânz, da. Și acum se Ciprian numește Părumbescu. Universitatea de Muzică George Ionescu, Nu, da? Universitatea Națională de Muzică Pur din și simplu, București, pur și fără, simplu, da, fără da. numele Și vreunui compozitor. acolo am avut posibilitatea să lucrez cu niște profesori extraordinari și aici aș menționa pe domnul profesor universitar, doctor și pianist Andu Da. Sandrin în clasa de pian sau profesor universitar, doctor Șerban Dimitri Soreanu, o personalitate a muzicii de camere din România, din vechea generație, ca să spunem așa. În liceu, iarăși am avut parte de o pregătire extraordinară, asigurată de profesoara Lucia Teodorescu, una dintre discipolele profesoarei lui Lipati, Florica Da, Muzicescu, da. de domnul Alexandru Dumitrescu, iarăși discipola altor Adică ați avut pedagogi de la cine români. să învățați, de Da, fapt, exista o arta interpretării tradiție, o pianistice? linie, Da. pe care, din fericire, am putut să o accesez, să pot beneficia de roadele experienței lor. Și din acel moment am început să frecventez și alte cursuri de perfecționare în străinătate, pentru că simțeam nevoia ca tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul studiilor de licență să nu se închidă aici. Da, și să se deschidă, de fapt, Dorința oportunitățile și mea de de pregătire și de. a evolua muzical a contat mai mult decât încadrarea într-o meserie anume. Da. Mi-am dat seama că în momentul în care se termină aceste studii la universitate, nu îmi este suficient. Trebuie să merg mai mult de atât, să înțeleg fenomenul muzical. Și astfel am ajuns să frecventez cursul unor maestri din străinătate și vorba de maestri importanți cu cariere internaționale. Amintim școlile și Maestru, da, maestrii Evgenii pe care i-ați Mogulievski comentat. din
de origine rusă, am făcut niște cursuri în Belgia. Iarăși pianistul de renume internațional Roberto Sidon în Elveția, pianistul Paul Badura Skoda, pianiștii Bruno Canino pentru muzică de cameră și pentru acompaniament și muzică vocală de cameră, Helmut Deutsch. O serie de întâlniri, eu zic, extraordinare pentru un tânăr care dorește și să pentru se cariera formeze dumneavoastră ulterior. Și nu numai, și pentru schimbarea atitudinii și perspectivei, pentru că în momentul în care am ajuns să cunosc experiența muzicală, ceea ce se întâmpla în afara granițelor, am constatat cât de rigid privim noi lucrurile în România. E vorba de mentalitate, da? Da. Cred că ar trebui schimbate foarte multe lucruri legate, în primul rând, doar de zona, spunem, culturală-artistică, ca să mă exprim așa, la fel de stereotip, cum se exprimau în epocă cei care erau, să spunem, critici de artă și de muzică. După care am început să frecventez o serie de competiții și după logica parcursului unui artist, pentru că așa se întâmplă, de la care am plecat cu câteva premii, între care cel mai important, după părerea mea, reprezintă un premiu obținut în cadrul concursului național Mihail Jora din București, premiul criticii muzicale, pentru mine a contat foarte mult. Și mai ales faptul că din acel moment m-am simțit liberă să-mi aleg un domeniu muzical. Eu mă simt foarte, foarte atrasă de muzica de cameră, în special muzica de cameră în ansamblu cu alte instrumente, dar și muzica de cameră individual. Adică recitalul de pian intră în categoria muzică de cameră. Gândită această carieră despre care vorbeați și gândită în perspectiva, spuneam, evoluției dumneavoastră profesionale, pentru că vedem din material nivelul la care ați ajuns, un nivel de excelență, aș putea spune, pentru că eu stau și mă întreb cum un om poate să fie atât de absorbit de tot ceea ce face acolo și în același timp să execute toate acele mișcări foarte precise în care, de fapt, să rezulte muzica aceea foarte deosebită pe care noi o audiem. E foarte simplu doar să auzi. Și vă rog acum să amintim și scenele pe care ați evoluat, pe care ați evoluat ca pianist-concertist. Da, aș pleca de la un alt punct extrem de important în biografia mea, faptul că am beneficiat de o specializare sub forma unui masterat în Italia la Conservatorul Verdi din Milano. Ce a însemnat asta pentru evoluția dumneavoastră? Pentru evoluția mea a însemnat contactul sistematic, aș putea spune, cu o altă școală muzicală și cu niște profesori și colegi care ulterior au devenit și ei artiști importanți în panoplia muzicală europeană și cu care m-am reîntâlnit peste ani și cu care am reușit să colaborez menținând o prietenie foarte strânsă. Frumos, foarte frumos. Și în același timp util pentru dezvoltare. Da, mi-a definit ulterior revenirea mea în România, pentru că de asemenea am continuat, reduc și proiecte internaționale și naționale. Ce înseamnă revenirea în România? Adică diferențele sau modul de sau perspectiva asupra muzicii și asupra carierei artistice europene comparativ cu cea din România, că vorbeați mai devreme de mentalitate și de abordarea, de fapt, diferită a noastră, a românilor. Revenirea în România a însemnat, în primul rând, intrarea în domeniul educației, da, pentru că în acest moment predau la Universitatea din Ovidius în cadrul Facultății de Arte și un lucru important pentru mine, pentru că și latura pedagogică are importanța ei în dezvoltarea unui muzician, pentru amplificarea perspectivei și a fenomenului, modului în care privești muzica. Iar, pe de altă parte, revenirea în România nu a fost una extrem de fericită, pentru că în momentul în care am ajuns, mi-a luat câțiva ani buni să înțeleg și să înțeleg unde mă aflu, cum reușesc să mă poziționez și cum reușesc să-mi pun în valoare cunoștințele. Dar de ce? Nu avea nevoie de dumneavoastră, nu știu, vreo filarmonică sau, nu știu,
V-ați găsit locul aici? Ce s-a întâmplat? De ce a trebuit, va trebui câțiva ani, v-au trebuit, de fapt, să vă readaptați? Pentru că România suferă o tragedie din punct de vedere cultural în acest moment. Sunt foarte multe instituții de cultură închise, care au dispărut. Am înțeles. Locuri extrem de puține pentru tinerii care doresc să se afirme sau care au ceva de spus, sunt activi, vor să intre în vizorul publicului, să muncească, pentru că despre asta este vorba. Nu implică numai talent, e și foarte multă muncă și perseverență, ambiție de a dezvolta, de a se dezvolta profesional, în primul rând, și de a studia în continuare. Pentru că sunt niște ore bune de studiu în fiecare zi, sunt comensurate. Convins. Sunt convins. Altfel nu ai cum... Să păstrezi, de fapt, performanțele, da. Sigur. Apropo de tema aceasta a tinerilor, pentru că am plecat de la întrebarea pe care v-am pus-o, de ce au trebuit mai mulți ani, v-au trebuit dumneavoastră mai mulți ani să vă integrați, cum se integrează un tânăr care studiază aici sau care studiază aici și se mete revenind acasă, adică în România? Foarte greu. Foarte greu, pentru că România nu le oferă nicio posibilitate de... În primul rând, de informare, am înțeles. Consider eu, pentru că la momentul de față, filarmonicile nu mai pot înghite, între ghilimele, tineri. Îi ajută din când în când, le oferă câte un... Nu-i mai pot prelua, da, să nu-i mai pot prelua. În orchestre. Orchestre nu mai există, deci tinerii nu mai reușesc să se integreze în spațiu muzical autohton. Se desfințează. Locuri sunt din ce în ce mai puține. Proiecte individuale nu se pot dezvolta decât cu ajutor financiar din partea unui mediu privat, care de cele mai multe ori nu înțelege participarea. Da. Și lucrul ăsta, vreau un pic să mă opresc și să insist, nu sunt bani aruncați pe fereastră. Am înțeles. Sunt convins sunt, de în primul rând, bani e pentru o investiție comunitate. Pe termen lung. Bani pentru comunitate, pentru că ceea ce se produce pe scenă se adresează publicului. Sigur. În special și a formării lui. Are un efect ulterior. Și a formării lui, a formării unei societăți educate. Educate și sănătoase. Și sănătoase. Sănătoase, sigur, din punct de vedere cultural, cultural și muzical, sigur. Iar pe de altă parte este important pentru artiști, pentru că altfel ei dispar. Da. Nu mai se adresează sunt acestui sigur. Segment și așa destul de... Și abandonează profesia, da. Sau de fapt... Să retrag către alte sectoare. Cei către care alte... ar fi fost tentați, tinerii, da, să nu mai... Cunosc foarte multe cazuri de tineri extrem de talentați care au renunțat la profesia lor, s-au redirecționat, s-au reorientat profesional și este păcat, pentru că România a produs și va produce... oameni cu talent. Nu se direcție. Poate fără artă și fără cultură și fără muzică, nu se poate, pentru că ar însemna, de fapt, să atrofieze acest simț, să spunem, colectiv, da? Sau sensibilitatea către artă și către muzică și către tot ce înseamnă estetica aceasta a artei și a muzicii. Eu, în schimb, am avut posibilitatea unor colaborări fabuloase, aș putea spune. Adică, din punctul ăsta de vedere... A fost o șansă pentru evoluția dumneavoastră, da? A fost o serie de întâlniri și eu mă consider, în general, o persoană extrem de norocoasă. Un noroc care a venit peste un nivel de muncă, deci peste o acumulare, dar care nu era absolut obligatoriu. Adică sunt foarte mulți tineri care sunt performanți, muncesc extrem de mult, dar poate că nu au avut aceleași oportunități pe care viața ți le arată sau nu ți le arată. Sigur, sigur, dar sunt convins și de lucrul acesta. Și din acest punct de vedere am reușit să întâlnesc artiști de valoare incomensurabilă, să frecventez niște festivaluri, să cânt pe niște scene la care nu cred că mulți artiști au acces. Și aici mă refer în primul rând la experiența mea de anul trecut, din 2017, când am evoluat în New York, în două săli extrem de importante. E vorba de centrul Baruch Performing Arts Center, sala Engelmann Hall, și vestita, bineînțeles, Carnegie Hall, sala Weill Hall, sala de recital, o sală în care consacră, practic, valoarea unui muzician. Cum v-ați simțit acolo? Deosebită m-am simțit. Știți de ce? Pentru că
absolut toată lumea, personalul, modul în care s-a organizat, pianul fabulos pe care îl aveam pe scenă, acordorul care a La ce venit, pian ați cântat? Pian Stanway, evident, pian american, dar de extrem de bună calitate. Și acordorul și care a venit? Acordorul care a venit să mă întrebe ce tip de repertoriu doresc să cânt, pentru că va regla pianul în funcție de acest. E o întrebare pe care n-am mai primit-o până acum. Da. Asta se vede, de fapt, de seriozitatea și de profesionalismul cu care, de fapt, unii oameni înțeleg să-și facă. Oamenii înțeleg să-și facă și să nu credeți că o fac în van. Există știu. Săli de concerte în străinătate închise, deci se vând cu casa închisă, nu există impresia că nu este productivă. Sigur. Aici vorbim despre alte tipuri de societăți educate din punct de vedere social, clasic. Sigur. Și, da. Și muzicii clasice, dar și în general educate spre artă și spre cultură în general. Și care consideră cele două componente, arta și cultura, da, elemente fundamentale pentru sănătatea acelor societăți. Au mai fost participări în festivaluri de muzică de cameră în diverse țări, în Italia în mod special, în Elveția, în Franța, în alte țări. Foarte mi amintesc frumos, acum felicitări. Exact. Și cred eu, toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că întotdeauna mi-am dorit să mă implic în proiecte interesante. Eu am promovat multă muzică nouă, da, muzică pe care am căutat-o, cumva am scormonit un pic da, prin istorie și am așa, făcut da, cercetare și m-am dus către opusuri muzicale pierdute sau către compozitori care s-au aflat într-un cont de umbră al istoriei și știu care au revenit. Știu că ați și tradus o carte despre astfel de compozitori. Da, am tradus română. O carte care, a cărei lansare o voi face în curând, a apărut la editura muzicală. Este de fapt o traducere integrală a unui important tratat de pian al celui mai cunoscut profesor de pian din toate timpurile. Vorba de Carl Czerny, elevul lui Ludwig van Beethoven și profesorul legendar lui Franz Liszt. Ce v-a determinat să traduceți această carte și să căutați, de fapt, acest compozitor? Știați despre el? L-ați întâlnit întâmplător? Da, Carl Czerny este în primul rând profesorul absolut de pian din toate timpurile și multă lume puțin știe și un apreciat compozitor la vremea aceea, de asemenea a intrat într-o zonă de uitare. Un om, poate pe nedrept. Da, un om cu o capacitate intelectuală deosebită și cu un simț metodic și pedagogic exemplar. Din acest motiv, el a publicat foarte multă muzică și a scris multă teorie care nu s-a tradus în România, în păcate. Deci noi în continuare funcționăm în liceele de muzică cu materialul lui didactic din punct de vedere al pregătirii tehnice. Da? Deci majoritatea pianiștilor și în ziua de astăzi îi cântă studiile și exercițiile, dar explicațiile efectiv nu le au. Nu le au, dacă nu sunt traduse. Pentru că traduse, ele au da? Fost în principiu publicate în limba germană și în alte limbi ulterior. Eu am avut la bază a traducerii mele primele două ediții, edițiile Princeps, din Viena și din Londra. Deci exact în momentul în care au apărut, 1838-1839. În germană și în engleză. În germană și în engleză, și în tocmai engleză. Pentru a compara și a vedea toate subtilitățile de formulare, de formulare da, ale noțiunilor pe care acest om genial dedicat pedagogiile. Traducând, v-ați dat seama de fapt de complexitatea personalității lui de și de valoarea pe care o avea primul rând ca pedagog. De, faptul că toate acele principii și toate acele sfaturi se aplică și în ziua de astăzi, deci sunt absolut importante. Ne-am îndepărtat puțin de evenimentul nostru, pentru că noi ne-am întâlnit aici, v-am invitat de fapt ca să vorbim despre evenimentul cultural intitulat Generii Bolero și ați și spus că ați interpretat câteva piese de fapt puțin mai aparte, mai deosebite. I-ați făcut o selecție așa reprezentativă. Să vorbim puțin despre eveniment. Mai avem câteva minute. Noi am fost prezenți la eveniment, noi ne-am întâlnit și acolo, am înregistrat evenimentul, concertul de fapt, și o să-l difuzăm, cred că luni seară, în cadrul emisiunii Cultură pe Coordonate.
Cu adevărat un eveniment, pentru că, după cum ați precizat la început, un concert de două piane mai rar în Constanța, din motivele mai sus amintite, dar nu numai din acest punct de vedere. Am avut o parteneră excepțională, este vorba de doamna pianistă Verona Maier, una dintre cele mai apreciate pianiste de muzică de cameră din România în acest moment, cu care ne-am lansat, de fapt, într-o călătorie muzicală prin toate stilurile, pornind de la Mozart, o sonată de Mozart extrem de cunoscută, originală, scrisă pentru două piane de Mozart, după care am parcurs câteva valsuri de Brahms, exponenți al postromantismului, mergând în ritm alert către o lucrare emblematică a istoriei muzicale. Este vorba de preludiul la După amiaza unui faun de Claude Debussy, care a schimbat practic culoarea muzicală în epocă, la vremea respectivă. Din acel moment s-a gândit muzica În clasică alți termeni, altfel, în da, în alți termeni. alt stil. Și pe linia istorică a mers apoi către Bolero de Ravel, care este o lucrare a primelor decenii ale secolului, și, bineînțeles, Piazzolla, intrând deja în contemporaneitate Sigur. cu tangourile argentiniene prelucrate în stil clasic, Pe care le-ați pe interpretat care și am le-am interpretat. audiat și noi. Am uitat să spun și de Vă rog, suita vă de rog, Borodin, vă care rog. este de asemenea o bijuterie a muzicii ruse și care a fost extrasă dintr-o operă și scrisă într-o transcripție specială. În rest, celelalte piese au fost pur și simplu în transcripția autorilor. Deci autorii, în general, înainte să scrie piesa pentru orchestră, ei prezintă editorilor și cunoscătorilor muzicali ai epocii, Criticii, de fapt, din epocă. prezentau numai și prietenilor Am pentru înțeles. a-și populariza muzica. Creația, da. Nu era tot timpul disponibilă o orchestră să le pună în practică opera. Versiunea pentru două piane, care este de asemenea creația lor. Da, foarte interesant. Nu știam nici lucrul acesta. Eu m-am îmbogățit în această emisiune ascultându-vă și sunt convins că evoluția unui muzician este mult mai mult decât ceea ce se vede la prima, să spunem așa, la o primă percepție a omului, să spunem, neinițiat, acelui care doar audiază, îi place un tip de muzică sau alt tip de muzică sau o tonalitate sau alta. Și o altă componentă importantă a proiectului a fost faptul că am fost susținuți de mediul privat, este vorba de Inumar Cluster, căruia îi mulțumim, Foarte implicat, de și fapt, Inumar foarte Cluster implicat. în toate proiectele culturale Și constanțene, din ce în ce mai da. prezent. I-am avut și pe invitații aici, într-o emisiune, pe doi reprezentanți ai Inumar Cluster, cu care am discutat lucruri absolut deosebite și care și-au descris, așa să spunem, intențiile pe viitor. Proiecte pentru perioada următoare? Da, există. Proiecte în fiecare lună există, Da. să Hai să știți. amintim câteva dintre ele, că este important pentru cei care ne privesc În primul rând, să știe proiecte fiecare dintre ele. în domeniul muzicii de camere. Vor mai exista și alte recitaluri și La concerte Constanța, da? în Constanța, în cadrul Teatrului Iolev Danofsky. Să le amintim, măcar dacă, sau ele vor fi Da, ulterior. invit lumea în luna iunie pentru a asculta un concert în stațiunea camerală pentru trio cu pian. Cum se va Trio desfășura logistic? logistic, deci va fi un pian, un violoncel și o vioară pe Am scenă înțeles, și da. vom aborda lucrări extrem de importante. E vorba de trio Arhiducele de Beethoven Dumneavoastră le-ați selectat, și să trio înțeleg? Elegiac de Rachmaninov, împreună cu colegii mei. Da, instrumentiști, da, cu care E, vor. soliștii ai teatrului Olev Danovski. Ca un Eu. următor eveniment, după care vor fi și alte posibilități de a chema publicul constanțean în sală. Cum vedeți evoluția artei, a muzicii, a culturii în general la Constanța și în România în următorii 10-20 de ani, din ceea ce acum dumneavoastră vedeți că se întâmplă? Eu totuși sunt optimistă pentru că nu numai eu, mai sunt și alți colegi de-ai mei artiști care se mișcă în această direcție, sunt
colegi care organizează sau se încearcă să se implice, se implică în proiecte individuale, în proiecte împreună cu alte instituții, produc, generează proiecte muzicale și eu cred că dacă urnim roata, va prinde și viteză. Sunt convins și se vor schimba multe lucruri, poate și percepția aceasta și nu numai muzică, nu numai muzică, pe multe alte domenii, în arte vizuale, în teatru, este foarte important să producem mai mult decât ne oferă instituțiile de stat. Adică pentru viitor soluțiile ar fi proiectele, să spunem, de anvergură între colegi, să spunem, artiști? Sau... Da, dar vedeți, și aici este o pârghie. Noi avem capacitatea, avem competențele, avem ideile, suntem plini de creativitate, dar dacă nu avem o susținere, nu avem cum să le punem în practică. De aceea, dacă ne-am dorit ceva, este o susținere din partea autorităților de a ne putea explora creativitatea. Sunt convins că se va întâmpla acest lucru și că se întâmplă. Și sunt convins și eu că lucrurile vor evolua în bine, pentru că din ce în ce mai mult văd manifestări sau opinii în spațiul public care insistă, de fapt, ca lucrurile să se schimbe și care oferă chiar soluții unele dintre aceste opinii. Eu vă felicit pentru tot ce faceți, ce ați făcut până acum, pentru tot ceea ce ați oferit și publicului iubitor de muzică. Vom încerca să fim prezenți la toate evenimentele. Vă doresc succes în ceea ce faceți și mulțumesc încă o dată pentru prezență. A fost foarte frumos și foarte important și am fost onorat și noi, cei de la Litoral TV, că ați fost prezent aici. Mulțumesc pentru invitație și pentru audiență. Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, se încheie și această emisiune. Mereu spunem că timpul nu stă pe loc. A fost invitat acestei serii Andreea Bratu, pianist concertist și cadru universitar. Ne-a vorbit foarte frumos și foarte interesant despre toate culisele care stau, de fapt, la baza unei manifestări artistice și culturale, cum este un concert sau un eveniment cultural. Ne-a vorbit și despre carieră și despre modul în care perspectivele pentru un tânăr se profilează astăzi în România, dar și de ce nu și în Europa. Vom difuza întreg evenimentul înregistrat luni, la ora 20:30. Eu sunt Anachetușa, vă doresc toate cele bune, seară frumoasă și pe curând!